Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi scoatem panna cotta făcută ieri seara din forme. Să facem caramelul. Cum am spus, pentru caramelul nostru, noi vom avea nevoie de 2 linguri de zahăr și 2 linguri de apă. Așa. Și vom pune la foc mic. Deci vom pune în vasul nostru, aici în vasul nostru, vom pune 2 linguri de zahăr. Una. Vedeți? Așa, 2 linguri. Nici cu vârf, dar nici prea rase. 2 linguri. Și vom pune și 2 linguri de apă. Și voi pune și 2 linguri de apă. Așa. Una și 2. Și acum vom da pe foc. Așa. Vedeți? Aici am apa cu zahăr și punem pe foc și să facem caramelul. La foc mic. Nu amestecăm deloc. Să începem să facem panna cotta și mâine o să scoatem forme. 4 forme. Și am făcut și caramelul. Ia uitați. Din 2 linguri de zahăr cu 2 linguri de apă le-am pus pe foc. Și am să pun așa câte puțin în aceste forme. Așa. Și apoi o să începem să facem panna cotta. Așa. Și mâine dimineață o să scoatem din forme, să vă arăt cum a ieșit. Și acum am să dau formele deoparte, le punem așa aici în spate. Și vom avea nevoie într-o oliță de 250 de lapte. Și 500 de frișcă lichidă. Și vom pune doar jumătate la început. Și acum o să punem pe foc. Și lăsăm pe foc până ajunge la punctul de fierbere. Acum, aici în apă, avem 12 grame de foi de gelatină. O să le punem. Ia uitați, foile de gelatină le punem și le înmuiem așa. Am una, două, 3, 4, 5, 6. Sunt 12 grame. Și lăsăm să se înmoaie. Între timp, pe foc, se încălzește laptele cu jumătate din frișca noastră lichidă. Aici am pregătit formele și am făcut caramelul din 2 linguri de zahăr cu 2 linguri de apă. Le-am pus pe foc. Și când s-a schimbat la culoare, am pus cu o lingură aici în forme. Mâine dimineață o să le scoatem din formă, le lăsăm toată noaptea la frigider ca să se întărească. Așa, ia să vedem dacă s-a înmuiat. Așa, o lăsăm să se înmoaie bine. Între timp, laptele și frișca se încălzește. Nu trebuie să clocotească, deci până la punctul de fierbere. Apoi o să adăugăm 100 de grame de zahăr. Așa, aici avem și zahărul și restul de frișcă, încă 250 de grame. Așa, și să repetăm ingredientele. Pentru panna cotta avem nevoie de 500 de ml de frișcă lichidă. A mea este nu este îndulcită, este frișcă. Așa, de 250 de lapte, 100 de grame de zahăr și 12 grame de gelatină. Și pentru caramel, 2 linguri de zahăr cu 2 linguri de apă. Așa, ia să vedem. Vedeți, gelatina este aproape gata. Acum să văd și
laptele și cu frișca, dacă s-a... Am să dau gelatina așa într-o parte și aici o să punem frișca. Așa. Aici avem... avem laptele nostru. Aici avem gelatina. Noi o să o scoatem din, din apă. Așa, ia să încet. Am să o storc așa puțin. Și o punem așa în lapte. Mai avem încă una. Scoatem tot. Deci 12 grame de gelatină. Atât. Dăm apa deoparte. Și acum o să amestecăm cu un tel. Așa. Până se topește gelatina. O să adăugăm și zahărul să se topească. Așa. Puteți adăuga și vanilie, și rom dacă doriți. Eu las doar atât ce v-am spus. Așa. Dar puteți adăuga și alte arome. Așa. Așteptăm să se topească zahărul. Așa. Adăugăm și restul de frișcă. Așa. Și acum cu un polonic o să luăm și să punem în formele noastre. Dacă nu sunteți siguri că s-a topit gelatina, strecurați totul. Așa. Și acum am să dau așa, aici, într-o parte, scoatem telul și punem formele noastre, așa. Și cu polonicul luăm și punem în forme. Deci formele sunt date cu caramel și le lăsăm până mâine să se întărească, așa. Mai aducem încă una și le umplem așa pe toate. Bună seara, bună seara, bine ați venit. Astăzi am intrat și mai târziu. Dacă tot fac această prăjiturică de panna cotta, zic să o fac împreună cu voi, să vă arăt cum... Și mâine o scoatem împreună din forme. Așa. Le umplem așa bine și ce rămâne o să punem în altă formă, într-o formă mai mică. Aceasta este rețeta de panna cotta. Și să repetăm ingredientele. Am pus deci 500 de grame de frișcă lichidă, 250 de lapte, 100 de grame de zahăr, 12 grame de gelatină. Apoi, pentru caramel, am pus 2 linguri de zahăr cu 2 linguri de apă pe foc. La foc mic până și-a schimbat culoarea. Acum, după ce am pus în forme, lăsăm să se răcească. Așa. Și să se întărească. Ia uitați cum arată. Deci caramelul și prăjitura noastră
panna cotta făcută aseară cu voi. Am făcut-o în aceste forme. Mai întâi am pus caramelul și după aceea am turnat compoziția noastră. Și am folosit la cine a intrat astăzi. Vedeți cum arată? Așa, pusă în aceste forme. Am pus la 500 de grame de frișcă lichidă, deci fără zahăr. Am pus 250 de lapte, 100 de zahăr. Apoi am pus 12 grame de gelatină în foi. Așa. Și caramelul, 2 linguri de zahăr și 2 de apă. Atât, nimic mai mult. Și să scoatem. Aici eu am o farfuriuță. Și să scoatem una din formă. Așa, cât se face caramelul. Cu codița unei linguri, vedeți? Vom separa marginile, așa, încet, încet. Sau cu un cuțitaș, dar eu fac cu codița unei linguri, așa. Le vom separa și după aceea vom răsturna. Așa. Vom desprinde pur și simplu marginea. Aici. Așa. Și tragem așa puțin, ia uitați. Așa. Sau putem pune puțin apă caldă. Și am să răsturn aici pe farfurie și lăsăm așa puțin și ia să întoarcem, să vedem dacă reușim să întoarcem, să scoatem din formă. Așa. Ia uitați. Vedeți cum arată prăjitura noastră, panna cotta. Așa. Aici am pus mai mult caramel, aici a fost puțin, mai puțin. Ia uitați cum arată. Așa. Și le vom da la frigider. Să vă arăt cum consistența. Ia uitați. Un deliciu. Iam să și gust. Un deliciu, caramelul, așa, nu știu cum se vede, au, frige, să vă arăt așa cum a venit, vedeți, așa, și aici în formă punem așa, vedeți, așa, acesta este caramelul, așa ce culoare trebuie să aibă. Așa. Și în formă adăugăm așa. Și după ce am făcut compoziția pentru panna cotta, cu un polonic turnăm aici peste caramel. Și rezultatul va fi acesta. Panna cotta. Revedere, pupici! Și ne vedem mâine dimineață cu altă rețetă. Pupici! O zi frumoasă și multă, multă sănătate! La revedere!